Reduc religia la ritualurile astea ortodoxe uh -huh. și care, de fapt, nici nu țin de creștinism. Uh -huh. Asta fac și ortodoxii noștri. Au înlocuit credința cu tradiția și o botează așa ca să aibă o uh -huh. demnitate, dar nu este credința în Dumnezeu. E Cam așa este și cu credința. Ce faci, mă? Crezi în Dumnezeu ca oamenii bătrâni Păi asta nu mai bătrâni de la țară, mă mai, mai cred în Dumnezeu. Ne educați, ne instruiți. Ne educați și ne instruiți. O uh, iluzie ideologică e mult mai parșivă, că nu poți să ieși din ea. O, o crezi și o justifici și o, o inventezi argumente ca să îți dai dreptate. Iluzia ideologică e foarte periculoasă. În America e de vreo un deceniu, două, și se numește cancer culture, mm. da? cultura anulării. Și spun, anulăm tot ce este trecut, tot ce este... Păi nu ne mai -a cândva, că a, că -a, a avut sclavi cândva. Ca l-a avut da, și... Oameni care au impresia că s-au emancipat, că au renunțat la Dumnezeu. E, sensul invers este exact ce v-am spus. Cei care simt că s-au emancipat descoperindu-L pe Dumnezeu, printre care m-aflu și eu. Dublu Sens Un podcast realizat de Adriel Răducan Vă salut și mă bucur mult că avem ocazia să ne întâlnim la un nou episod. Am primit câteva reacții pe internet în ultimele zile și în ultimele luni. Și toate spuneau că ați vrea o a doua parte la episodul cu profesorul Dumitru Borțun. Și am prins ocazia, participă la un congres în Craiova și am zis să facem a doua parte. Bine ați venit, domnule profesor! Mulțumesc frumos! <laughs> pentru mine e onoare să vă revăd. V-am ascultat și de dimineață. Și pentru, pentru... mine e o mare plăcere. <laughs> mă bucur mult. Pentru că de la dumneavoastră învăț Nu doar de la distanță Învăț și când ne întâlnim da. Și aș vrea de data asta să intrăm Așa, ex abrupt, în, în subiect Discutăm despre Tinerii sau generația tânără Și fenomenul religios da. În România e foarte, foarte uh, Greu și nu doar în România Eu simt că treaba asta vine din vest Vine de, din Statele Unite și din, uh, din Statele Europene foarte dezvoltate Omul religios Sau conceptul de religie e văzut ca fiind ceva primitiv. Asociat așa, tradiții, superstiții, tot felul de idei din astea tâmpite, de dreptul, bă, ce, credeți în faptul că dacă vă trece muța neagră prin față, nu o să aveți noroc sau o să vi se întâmple ceva rău sau cioburile sparte sau prosopul la mormântare, lucruri de genul ăsta. De ce credeți că au alergie la fenomenul religios, în special tinerii? Pentru că îl confundă cu misticism îl confundă cu bezna minții, îl confundă cu retardarea culturală, pentru că nu știu ce este cu adevărat religia și mai mult decât religia, ce este cu adevărat credința și dialogul cu Dumnezeu. Nu știu. Și de ce nu știu? Din cauza unei vaste ignoranțe religioase, aproape un analfabetism religios în toată lumea, nu numai la noi. Deci... Există, dacă îi întrebi pe oameni țintit lucru care țin de doctrina creștină, care țin de personajele Bibliei, constați o ignoranță vastă. O vastă ignoranță, cum se spune. E om de o vastă cultură. Sunt unii care sunt de o vastă incultură în domeniul religios. Această confuzie pe care o fac că tot ce este credință este temodat, este primitiv, este în apoiere, vine din confuzia dintre credința în pisica neagră care trece stare și credința în Dumnezeu sau în Isus Hristos sau în mântuire, că e tot credință. Deci tot ce înseamnă credință, deci tot ce nu e demonstrabil și măsurabil și stă pe credință, e considerat neștiințific, deci înapoiat. Fără să știe, Că dacă ar avea cultură generală, ar avea și cultură științifică, nu doar religioasă, fără să știe că, de fapt, toate științele, așa zis exacte, se bazează pe opțiuni filozofice, adică pe niște credințe. Opțiunea filozofică este o opțiune care nu poate fi demonstrată și mm -hmm. nici anulată prin argumente. E. Eu cred că lumea e natural, e materială, altul zice că lumea e spirituală. E o ipoteză. E o ipoteză. Uh -huh. Și pornind de la ipotezele astea, se dezvoltă un tablou asupra lumii. Și pe, în tabloul asupra lumii se naște și matematica, se naște și fizica. Pentru Foarte că, tare. Înțelegeți că dacă da, da, da. am fi rămas la viziunea despre numele al lui Aristotel, fizica modernă n ar fi apărut. Uh -huh. Exact. Rămâna Ea a apărut o... odată cu Galilei și cu Newton pentru că uh -huh. ei au contrazis fizica lui Aristotel. Și au deschis drumul spre altceva. Spre măsurare, spre uh -huh. Uh -huh. experiment. da. Galeria a făcut primul experiment așa cu când a făcut abstracție de frecare, uh -huh. da, cu planul înclinat. Deci, sunt oameni care spun, nu ne mai interesează ce este dincolo de natură, ne interesează natura în sine. Hai să o studiem ca realitate imanentă. Și au renunțat la noțiuni cum era... Elanul vital, cum era, în locus naturalis. Așa s-a explicat da, în viziunea aristotelică, că, de pildă căderea în corpurilor. Căderea liberă a corpurilor este explicat în faptul că aceste corpuri își caută locul lor natural, ca, pe care îl aveau înainte de dezordinea, introdusă de nu știu ce Zeu. Deci, lucrurile astea care ținau de o dă mitologie, uh -huh. băzeau pe credințe. S-au schimbat credințele cu altele și a devenit posibilă știința exactă, cu măsură, măsurare și. Concretă. Concretă. Dar și asta tot pe niște convingeri, pe niște credințe nedemonstrabile. Deci, asta nu știu acești oameni care au trecut prin școală uh, ca găsca prin apă, școala mai proastă sau mai bună, ei mai harnici sau mai leneși uh -huh. și ies la un moment dat, nu sunt idoxi, sfertodoxi. Au auzit așa după ureche că știința, bă, e ceva pe bune, e cool, mm -hmm. uh, religia e ceva? nu, bă, e... Na. E ceva pe care te bazezi, eu asta aud foarte des și tinerii. De ce? Pentru că noi tinerii suntem, așa simt o generație noastră, e ușor dezorientată și mult mai atacată la nivel psihic. Deci părinții noștri munceau foarte mult, nu aveau libertate de exprimare, dar noi, depresia face ravagii anxietatea la fel și sistema a afectat mult la nivel psihic. Dopamina pe care o primim de aici, adicția cu swipe-ul ăsta, cu TikTok, cu instagram cu rețelele sociale, ne afectează mult. Și atunci noi căutăm niște pietre de care să ne agățăm, căutăm niște repere. Și atunci spunem, băi, dacă știința e măsurabilă, e calculabilă, e sigură, ăsta e reperul. Religia, păi văd niște popi care sunt îmbrăcați foarte scump, în niște mercedesuri. Da. Confundă... Și asta e religia. Reduc religia la ritualurile astea ortodoxe și care, de fapt, nici nu țin de creștinism. Și dacă vreți să vă spun, vă spun ce am citit și eu în ultima carte apărută de istoria Bisericii Ortodoxe Române, Biserica, Istoria Ortodoxiei, scrisă de un istoric austriac, că, de fapt, abia după secolul al IX-lea a intervenit acest tip de... Religie bazată pe ierarhie, centralizare și ritualuri, uh -huh. care se numește Ortodoxie. Până atunci, românii, locuitorii spațiului românesc, aveau un creștinism apostolic. Un creștinism lăsat moștenire de apostoli. A venit influența bulgară, care este, de fapt, prin bulgari, a venit influența slavonă. Uh -huh. Tot ce ține de ritual, de obiecte de cult și de practică zilnică în viața de credință sunt denumiri au denumiri în termen, în termen slavon. Toți, toate sunt slav. Când e vorba de credință și de relația cu Dumnezeu vin din limba latină. De, da, de unde vine treaba asta? Pentru că românii au avut totuși un creștinism autentic, un creștinism creștin. Dar acum avem un creștinism păgân. Un sincretism, așa Un sincretism, de fapt, da, care, da, da. pe care Mircea Eliade l-a numit foarte inspirat creștinismul cosmic. Ca să-i dea un nume. Și ca să nu se supere rău biserica, să nu se certe cu biserica. Să și ma, bine și rău. Da, e creștinism, <laughs> dar e cosmic. <laughs> Înțelegeți? E, oamenii, în virtutea acestei vaste inculturi religioase, confundă religia cu lucrurile astea. Da, credeți totuși că, aici ajungem la partea de, de instituții, credeți că Beoreu, Biserica Ortodoxă Română este pentru majoritatea românilor etalonul religiei? Adică când când tot, fiecare om cred că în mintea lui când aude un cuvânt, imediat a făcut o conexiune. Când aud religie, se gândesc la Biserica Ortodoxă, majoritatea da, românilor? Da. Se gândesc la uh, paraclisier, se gândesc la preotul pe care l-au văzut mm -hmm. în, în copilărie, uh, se gândesc la Uh, patrafir, uh -huh. au imagini, aveți dreptate, să, să numesc imagini ghid, uh -huh. care sunt dominante în orice cultură. Să gândesc probabil și la cruce, dar mai puțin la Isus Hristos răstignit. Uh -huh. Deci, asta vreau să vă spun. Că esența uh, mesajului Dumnezeu către oameni se pierde în această uh, complexitate de. Uh, deci, uh, cum se spune în Biblie, ușor ați mai înlocuit... Da, 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 cu ritualul omeniști cu, cu tradiții, cu, tradiții, cu da, Și i-a spus tradiție. Uh -huh. Asta fac și ortodoxii noștri. Au înlocuit credința cu tradiția și o botează așa ca să aibă o uh -huh. demnitate, dar nu este credința în Dumnezeu. Și oamenii simpli de pe stradă de unde să știe asta? Pentru ei. Credința înseamnă să-ți faci cruce când treci prin fața unei biserici, mai mergi la o slujbă de Paște? Da, tăciun. mai zici: rămână părinte și uh -huh. ești în regulă, deci ești credincios. Adică ești conformist. Cu cât ești mai conformist, cu atât te crezi mai credincios. Un alt lucru care îi face pe oameni să creadă ce sunteți dumneavoastră, nu mai e pe axa uh, demonstrabil-nedemonstrabil, rațional-irațional. Este pe axa uh, trecut și actual. Uh -huh generațiile tinere de astăzi uh, au un fel de morb al actualității. Trebuie să fie actual. Să fiu branșat la cotidian. La cotidian. Da, corect. Cu cât îi uh, vrei să-i duci spre istorie, spre explicarea unor fenomene prin cauzele lor, care de regulă sunt în... Știți, o, butada aproape, era o axioma uh, structuralismului genetic, uh, era următoare. Uh, înțelegerea unei probleme presupune înțelegerea istoriei, cunoașterea istoriei sale. Orice problemă are o istorie. Dacă ai înțeles cum a apărut, cine a formulat-o prima dată, cum, cine a reformulat-o, când a văzut că e greșit formulată ca să ajungă la o soluție, abia atunci o înțelegi cu adevărat și după o să o iei în brațe cercetător fiind, da, ca să da. găsești o soluție. Altfel nu. Deci oamenii ăștia nu mai vor să știi uh, istoria problemei. Ei, ce, ce era când m-am născut eu? Ce era pe lume? Ca și cum eu sunt buricul pământului. Eu sunt buricul pământului. Înainte și după mine, nu există. Vă spun o poveste uh, sinistră. Uh, îmi povestea cineva care realizează pentru un post la televiziune niște emisiuni să vor mondene. Să duc în casa frumoasă, Pusă la dispoziție de o vedetă, da. vedetă din lumea asta, da, vedetă, da, da. așa, pe care noi nu știm, nu n-am -am auzit de ele, dar ele îți vedet. Da. <laughs> și aia își pune casa la dispoziție, ceea ce eu n-aș face pentru că e un semnal dat hoților care spar locuințe, <laughs> dar e problema lor. Își pun casa la dispoziție, să-l audă și ele cu ce au, cum, cum a făcut, cum îl cheamă? nu e Ezechiel. Cine? Da, da, la un, dat, la un moment dat, când au venit, vă referiți cei din Babilon da, și, da, da, da. Și la, cred, cred că chiar el este, dar nu vreau este, să... Așa. Și, și a zis, hai să vă arăt toată, toate să le vorbească despre Dumnezeu, da, lui i-a da, da. rotat ce au, Exact. Da, da. exact. A rămas fără ele. Cam așa, <laughs> cam așa fac ăștia. Își spun casa la dispoziție. Și în povestea asta, realizatoare de televiziune, până să vină să instaleze, au venit băieții de la tehnic, cum se spune astăzi, cu reflectoarele cu astea. Eu am scos o carte pe care o port la mine tot timpul. O carte, să am la o adică, să da. nu pierd timpul. Și. O am o poșetă. M-am pus pe o scară acolo și citeam. Și apare gazda, vedeta. Și uite, ce faci, dragă? Citești? ca oamenii bătrâni? <laughs> ce concepție de viață! Deci a citi este un obicei bătrânesc care e pe care dă dispariție. Boșorogi Boșorogii, Ești terminat dacă citești. E ca și când da. ai zis, ce faci, mamă, croșetezi, ce ești, bunica? Da, 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 da exact. asta e pentru bătrâni. Cititul a ajuns pentru bătrâni. E, cam așa este și cu credința. Ce faci, mă, crezi în Dumnezeu ca oamenii bătrâni? Păi asta nu mai bătrânii de la țară, mă mai cred în Dumnezeu. Ne educați, ne instruiți. Ne educați și ne instruiți. Înțelegeți, Doamne, de unde vine? Da. Înțeleg. Acum nu mai suntem pe rațional-irațional, suntem pe actual-inactual. Și tinerii de azi au impresia că religia și credința, în general, este inactual. S-a dus. S-a da. dus. Da. Nu, noi ne uităm înainte, spre viitor. E, iluzii. Dar să, să numesc iluzii ideologice. Sunt mai rele ca iluziile optice. De ce? O iluzie optică se poate corecta. O conștientizez și, gata. și zice, da, bă, mie mi se pare că e ce m din... Da, că e în trei dimensiuni și uite că e pictură pe trotuar. Atât. Da, da, Nu e nicio groapă acolo. gata? Și îl apreciezi. O, o iluzie ideologică e mult mai parșivă, că nu poți să ieși din ea. O, o crezi și o justifici și o, o inventezi argumente ca să îți dai dreptate. Iluzia ideologică e foarte periculoasă. oamenii ăștia trăiesc în iluzii ideologice, în, în conjoară de justificări pentru a-și păstra iluzia cu care au fost învățați, să numește în psihologie confort, confort mm -hmm. sufletesc. E interesant, la un moment dat spunea Carl Jung, și asta mi-a plăcut mult din, din opera lui, spunea că de obicei oamenii nu se chinuie să înțeleagă și pentru că e mai ușor judecă. Pentru că e mult mai simplu să judece, judecă, decât să înțeleagă. E mult mai simplu să spui, a, păi normal, ăla e un leneș, de aia nu iese nimic. Decât să înțelegi care e mecanismul. Și dumneavoastră vorbeați despre cum să înțelegi holistic, pe ansamblu să înțelegi istoria unui lucru. Cred că noi, noi tinerii nici nu mai avem, nu, nu că timp, nu mai avem chef să stăm, să ne uităm în spate pentru că TikTok-ul ți arată ceva în două secunde, tu da. să stai să citești trei cărți ca sunt să te informezi. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Asta Asta miroase a, a două lucruri. Miroase, în primul rând, a abdicare din partea școlii. Școala e depășită complet. Uhum. Și, doi, tehnologia de care vorbiți. Pentru că, dacă tehnologia de care vorbiți și care dă totul pe repede înainte ar fi găsit un mediu rezistent în școală și ar fi zis, domnule, da, dar, deocamdată, stai la intrare, stai la ușă, stai la poartă. Noi facem aici, educăm gândirea Corect. Educăm uh, spiritualitatea, educăm simțul artistic, educăm mm -hmm. simțul muzical uh, și tu vii când oamenii ăștia deja au pirostriile puse. Corect. Poți să vii pe niște lucruri deja știute. Au platformă. Au o platformă. Da, și, și dacă aici. școala ar fi putut, cum sunt unele școli în Occident care au interzis uh, elevilor să vină cu telefonul la școală. Adică <laughs> aici e alt spațiu. Da. Nu avem nevoie de așa ceva. Conectați-vă acasă. Aici veniți deconectați. Foarte Așa. tare chestia da. asta. Nu. N-am știut să ținem tehnologia la poarta școlii, adică nici în curte să nu intre la mm -hmm. poarta. Mm -hmm. Și acum a venit peste ei. Uh, uh, e mai tare pentru că e mai interesantă pentru copil și pentru tânăr și ei nu mai sunt relevanți. Ei n-au ce să le spună elevilor. Elevii se uite la ei ca la niște fantome, ca la niște E, cum să vă, mumii egiptene, să uite la ei. Pe vremea mea. pe e vremea e. lor, uite, săraci, da? E clar că nu-și fac din ei un model pentru de ce să ajung ca el, așa? Eu vreau bani, să fiu antreprenor, să, să, fiu... Să fie actual. Da, să fiu exact. Da. Spunem ce să fac asta în viitor, mai bun, nu spune mie ce a scris platul, că l-a murit de mult. Deci, această reacție în America e de vreun deceniu-două și se numește cancel culture, mm. da? Cultura anulării. Și spun, anulăm tot ce este trecut, tot ce este... Păi că -a, a avut clavic, cândva. -a că l-a a avut sclav, că... Că, da, și... E, a, pe aripile vântului, da? da și așa da, mai da. departe. Anulat, e, nu mai tipărim, albă ca zăpada e rasistă, <laughs> că de ce e albă, <laughs> și așa mai departe. Și deci, ajunge da. la... În numele unor argumente, chipurile unor argumente care sunt de politică, de fapt, se anulează un întreg uh, trecut cultural pe care stăm. Știți că, apropo de studentul care spunea de ce să mai citesc Platon, că l-a murit, a trăit acum 2000 de ani. Uh, sunt gânditorii moderni care au spus uh, da, uh, grecii vor fi de apurul dascărilor noștri. Mm -hmm. Alții au spus despre greci, greci antici, că au găsit, au formulat toate problemele posibile. Toată evoluția ulterioară a culturii n-a fost decât să, să, un șir de soluții și de răspunsuri date la problemele și la întrebările formulate de greci. Deci avem nevoie de, să ne întoarcem. Renașterea a fost posibilă pentru că oamenii s-au întors da? după evul mediu întunecat s-au întors la origine, adică la clasicismul antic. La, 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 bază, la numai. bază cultura greco-romană. Deci, avem tot timpul, astea sunt rădăcinile noastre, altfel nu știm cine suntem, ce înseamnă a fi european. Dacă tu nu recunoști că stai pe cultura greco-romană și pe religia iudeo atunci nu mai ești european, poți să te confunzi cu asiaticii, cu oricine altcineva. Corect. La un moment dat, Ascultam chiar într-o emisiune, cred că ați văzut, era o dezbatere despre avort, proviață, nu, la un moment dat a da. fost în mediul online, o discuție foarte serioasă și se discuta despre platul. în unul dintre invitația, nu vreau să discut prestația, că n-am fost nici de o parte, nici de alta, n-am putut, să, -am putut să mă identific cu niciuna dintre părți. interesant partii. ce spuneți. N-am putut. Sunt situații în care nu poți să ții cu niciunul, fiindcă <laughs> niciunul se comportă cum ți-ai dorit. Exact, exact și se discuta despre Platon și chiar asta a fost unul dintre argumente a uneia dintre invitați că ce doi vii cu Platon că ăla nu, are, nu mai are relevanță <laughs> și m-am gândit la treaba asta Bă. că fix același lucru se spune despre religie dar au apărut mișcările neoprotestante au apărut, nici n-aș vrea neapărat să le numesc dar au apărut mișcări din zona asta neoprotestantă cum vedeți dumneavoastră bisericile astea noi apărute în România? Vi se pare că oferă un răspuns mai relevant decât Biserica Ortodoxă pentru tineri sau sunt anumite pericole, sunt anumite avantaje? Cum? Nu, pentru tineri sunt mai relevante pentru că apelează la gândire critică, uh -huh. apelează la îndoială, da. uh -huh. apelează la cercetare, la studiu. Sunt. E mai greu vorba dumneavoastră când la ați citat pe Jung. Într-adevăr, oamenii preferă să Pune etichete decât să înțeleagă. Dar tinerii cu calități și cu dragoste de adevăr preferă oferta bisericilor neoprotestante de celei ortodoxe. Iar dacă nu au dragoste de adevăr, nu, nu o prefer Nimic. nici pe aia, nici pe aia. Deci nu e nicio pierdere. Pentru că ritualurile alea fără să. Liturgia aia din care nu rămâi cu nimic, n-ai niciun... E ceva așa. Da, e o chestie repetitivă și fără mesaj moral. Exact. Uh... Bine ați surprins. Ce să-i spună unui tânăr în ziua asta? Când te ocupă de alte probleme, de probleme de relația cu sexul celălalt, relația cu părinții, relația cu profesorii, cariera, să-și aleagă o meserie, un domeniu, să se formeze sau nu... Sunt unii care nu au ideal profesional, dar au ideal moral, ideal politic, mm -hmm. au ideal erotic, da. au tot felul de idealuri în afara idealului profesional. Nu e o tragedie. Dar vor să-și urmărească, să-și urmeze idealul lor și în, să uită spre Biserica Ortodoxă și nu primești niciun răspuns de acolo, nici o soluție la problemele lor. Ori la neoprotestanți găsesc, găsesc dezbateri mm -hmm. cum au fost ele de astăzi, foarte da. interesante. Da. La Congresul Tinerilor Adventiști, și în general, este vorba de o gândire care erisește care respiră, mm -hmm. e o gândire cu ferestre deschise. Nu doar în niște șabloane, și no, cum no, sunt acei no. cai, știți, cu. Da, da, nu e exact ce să spune open mind, da? Mm -hmm. Mintea deschisă. Da. Totuși, eu simt că nouă ce ne lipsește, și foamea noastră cea mai mare e după sens. Și, și Victor Frankl spune la un moment dat în cartea lui omul în căutarea sensului vieții, spune așa că dacă ai un sens, poți să înduri orice. Orice nu contează și el a îndurat, Doamne ferește cât a îndurat, la Auschwitz și vorbește la un moment dat despre faptul că cei care abdicau scoteau țigara și fumau. Ăla era sensul, semnul că gata, am abdicat. Credeți că religia mai poate să ofere sens tinerilor? Adică poate să fie... Un tânăr care e lipsit de sens, nu -are, are niciun, nu știu, e în depresie sau nu mai, are, nu mai vede luminița de la capătul tunelului. Poate religia să-l scoată de acolo, să-i ofere un sens? Dacă ajunge la el, da. Mm -hmm. Acolo unde ai ajuns, tu religie, oferi un sens și l-ai scos din depresie și din, din starea de suicid. Dar e greu să ajungi la el. Mm -hmm. Și vă spun ce am observat. E un fenomen pe care Mă rog, trebuie să-l spunem pentru că s-ar putea să le prindă bine unora care ne ascultă. Sunt două categorii de tineri, unii care s-au născut într-o familie de credincioși și au gustat de mici, vor, nu vor, volens, nolens, s-au dus la biserică, la biserică așa vreau părinții, da. exact ce s-a întâmplat cu uh, băiețelul de care v-am vorbit astăzi, Tony Fox, care a făcut vioară de la patru ani pentru că așa au vrut părinții lui. Și la 23 de ani ce a spus? Gata, nu mai vreau. M-am săturat. M-am săturat. Păi da. de ce? Nu este vocația mea. Corect. Cum? Dar ești bun, ai luat premii, ai intrat la școli înalte, la <laughs> King College în, în Londra. Nu. Nu mai vreau să fac. Mai avea un an și termina colegiul și ieșea profesor de muzică și mare talent. De ce? Pentru că îl dusese răpărinții. Nu el și l-a Și pentru el tot timpul a fost ca ceva extern, exterior. Da, da. Nu a fost al lui. Da. E, vreau să vă spun că se întâmplă la fel cu religia. Uh -huh. se poate, nu zic în toate cazurile, dar se poate întâmpla și se întâmplă în multe cazuri când copilul, la 23 de ani, așa cum Tony a pus uh, vioara în cui, alții pun religia în cui. Gata, m-am săturat. Ca, da, ca element de e, emancipare, ca element de eliberare, revolt. de revoltă împotriva părinților Corect. și împotriva unor lucruri pe care și părinții ăștia le-or face, că sunt lucruri da. de nefăcut da. și da. ei da. le fac. Copilul asociază cu credința și cu, uite... Asta dacă, e religia. Da, asta e religia. A... Dacă n-ar crede așa, probabil că S-ar putea mai rezonabil cu mine, dar uite ce fac. Da. Sunt așa și nu mai vor și o resping. Și oamenii ăștia nu mai au. Pentru ei, religia nu mai are o soluție. Mm -hmm. Știu că se spune că dacă ai sădit în ei, la, au la ce să se întoarcă. Atunci când, exact ca în parabola fiului risipitor, când excursul lui prin lume ajunge atât de jos, de... să, da, să conviețuiesc cu porcii, încât zici, bă, mai bine era la tata. Adică ajungi tot la origin și zici, băi, da. am văzut ambele variante. Da, dacă experiența asta, într-adevăr, te dezamăgește profund. Pe de altă parte, văd oameni care vin tineri, care vin din afara bisericii și au revelația și au sentimentul de eliberare și de emancipare intrând în biserică. Nu ieșind. Nu ieșind. <laughs> e extraordinar. E psihologic fenomenul e același. Dar cauzele și efectele sunt altele vin din alte cauze și efectul este invers. Eu știu oameni care au fost importanți în Biserica Adventistă și care au fost uh, predicatori foarte buni și care au fost și pastori și care au plantat biserici și care au dezvoltat biserici și care, când au dat de epistemologia postmodernă, deci, da, de epistemologia postcarteziană și au un, înțeles niște interpretări interesante și inedite ale rezultatelor cunoașterii științifice, au zis, gata, l-am prins pe Dumnezeu de picior. Și nu mai am nevoie de, de religie. E uimitor, da. Religia este Cunosc. nu vreau să dau nume, dar. Am știm, da, da, da. Sunt Sim, astfel de. știu ce zice. Ca nu am nevoie de această da, ipoteză. Nu mai am <laughs> nevoie de ipoteza lui Dumnezeu. Și știu că știința și filosofia științei. Mă eliberează, mă simt un om împinit. Și au creat uh, adepți, au grupuri de rugăciune, sunt. Uh, în jurul Organizați, lor... oarecum. Da? Da. Da. Uh, oameni care au impresia că s-au uh, emancipat, că au renunțat la Dumnezeu. Eh, sensul invers este exact ce v-am spus. Cei care simt că s-au emancipat descoperindu-l pe Dumnezeu, printre care mă aflu și eu. Pentru că îți dai seama la un moment dat de limitele științei. Uitați ce carte interesantă aveți aici. Da. Și mie mi -a deci, multe. poate știința explica totul? John Lennox, da? Da. Deci, și răspunsul este nu. Deci, până nu scap de iluzia asta că știința poate explica totul, nu, nu simți nevoia lui Dumnezeu să zici Dumnezeu, știința poate explica totul. A, nu explică totul astăzi? Nici o problemă. Mâine o să explice mai mult. Poi mine și mai mult. Corect. E o problemă de... Graduală, graduală. Și o problemă de conjunctură istorică nu explică totul, dar în principiu ar putea explica totul. Ei bine, n-ar putea. N-ar putea. Și astea sunt niște, am mai vorbit și data trecută despre ele, sunt niște limite principiale ale rațiunii umane și ale științei, descoperite de chiar de oamenii de știință. Da? Cum ar fi teorema lui Gödel, care era matematician. Și care spune că rațiunea umană nu poate formaliza și axiomatiza un sistem de idei de la cap la coadă. Dacă încearcă să o facă, apar contradicții în sistem. Deci o limită principală a rațiunii umane. Extraordinar. Și atunci, niște limitări. Limitări abinițio, de la da, începutul da, da, începutului. Da, da. deci și atunci înseamnă că e un rest în cunoașterea lumii, un rest care nu mai aparține omului. cel metafizic. da. da? Și atunci ai nevoie de credința în Dumnezeu și să înțelegi că noi trebuie să conviețuim cu misterul, că misterul este la ușă, da? E lângă noi și că noi putem să mărim uh, aria cunoașterii științifice, dar niciodată nu o să, da? -o să, exact cum e la blaga, da? Cu coroana de minune eu a lumii. Strivesc, da. Da, eu nu strivesc corona de a lumii. Pentru că și-a dat seama că prin cunoaștere, cunoașterea asta tip buciferic, despici dar sacrifici și arunci uh, peste bord lucruri minunate ale acestei lumi pe care n-ai cum să le înțelegi științific. Trebuie doar să le admiri și să le iubești. Asta este partea lui Dumnezeu. De aceea, uh, cei care spun, băi, cine nu face știință e, expi e expirat. Da, dai, da, da, E înapoiat. <laughs> Gândește ca oamenii bătrâni, că ca aia care citesc. <laughs> Mi se pare extraordinar cum a spus lucrurile cap la cap și ați explicat așa foarte complex, dar ușor de înțeles ca să priceapă fiecare. În același timp, eu cred că busola noastră, busola noastră acum e destul de incertă a tinerilor. Pe de-o parte, sunt influencerii. Ascult ce spune X, ascult ce spune Y, Cu cumperi ce spune X, mergi în locurile în care spune Y, uh, lifestyle-ul, stilul de viață, începe să, să le împrumuți de pe internet, din anumite părți. Fiindcă te fascinează și de-a te fascinează personajul. Îți place? Da, îți place de el. E carismatic. E... E da. Interesant. Da. Are aici un tatuaj interesant care uh -huh. spune nu știu ce, are ochii albaștri, are o freză interesantă. Deci sunt lucruri care în adolescență și la tinerețe te atrag. De ce? Pentru că adolescentul încă n-a depășit etapa estetică a vieții. E vizual. E vizual. Mamă, ce fain e treaba aia, ce tare Ori când intri în etapa etică începi să gândești în termen de valori și valorile nu sunt vizuale. Asta să gândesc. Și probabil și în alegerea partenerului. Bineînțeles. Nu mai treci de etapa vizuală? Nu mai. Lasă la... vizualul ca vizual. Trebuie să fie ok. E necesar, dar nu e suficient. Du-te mai departe, uh -huh. pentru că tot proiectul tău de viață va sta în continuare pe valori, nu pe vizual. Uh -huh. Vizualul se ofilește, se banalizează, încep să te uiți după alte vizualuri. <laughs> <laughs> da? Corect, corect, da. Deci, valorile care nu sunt vizuale. Cal Popper le numește obiecte teoretice. Deci sunt gândite. Da, da, da. Deci dacă nu te duce mintea la, până la asta, ajungi la uh, de asta și la cum împărțim copiii, cum împărțim e, sufrageria, bucătăria o iei tu, patul iau eu. Nenorociți astea. De ce? Pentru că n-ai știut că o căsătorie stă pe valori împărtășite. A crezut că stă pe dorințe reciproce. Mm -hmm. mie îmi place torsul tău și ți, -ți place bustul meu. Mm -hmm. Vedeți? Superficialitatea asta îngrozitoare. care vine tot din educație. Din o slabă educație spirituală pe care nu o face nici familia, nici școala, nici biserica mm -hmm. și o educație de -astea din mers, da? Cultura străzii, cultura televiziunii și a new media. Deci... E, e o lipsă foarte mare și S-a creat un curent de genul ăsta de lipsă de încredere în instituții, în general. Instituții politice, religioase, sociale, nu contează, dar o ură față de instituții. Și apare ideea asta în rândul tinerilor. Pe de-o parte, cred că are o anumită justificare. Da? A, Pentru că instituțiile au făcut multe greșeli de-a lungul timpului și normal. Și nu și-au respectat abuzuri. da, da. Nu și-au respectat fișa Pro, postului. Promisiuni, da. exact. Promisiuni. Și tinerii au ajuns la un moment dat să aibă alergie, să fie iritați, să zică nu, domne, nu mai vreau instituție. Și unii tineri spun așa, eu nu sunt un tip religios, sunt un tip spiritual. Adică mă interesează spiritualitatea. Eu simt asta chiar și în Biserica Adventistă, că unii tineri nu au neapărat aderență la instituție, cât au aderență la ideea de spiritualitate. Adică, băi, eu, eu mă rog, am relația mea cu Dumnezeu, totuși spiritualitatea așa cum e ea înțeleasă de tineri, văd aici un pericol. Să ajungi să spui, eu nu mai vreau să mai am legături cu nimic și să te excluzi din orice fel de grup social. Ori o comunitate are și ea rolul ei, nu? Are un scop, zic eu. E o metaforă făcută de cum îl cheamă pe predicatorul acela american care a scris o carte cu povești pentru copii. Asta trebuie să-l știți. Am un lapsus. E tot din Biserica Adventistă? Da, da. Nu dacă Bachelor. Nu. E... Sigur îl știu. Era o, mă rog, o personalitate în Statele Unite foarte iubit. Okay. el are o poveste care spune așa. Că... Nu Mark Finley, nu? Cum? Nu Mark Finley. Nu. numele nu începe cu M. Mă, da, îmi scapă, îmi pare L-am în fața ochilor, da. E, el spune așa că atunci când ei cu vătraiul din Cămin. Untăciune. Mm -hmm. Inițial e roșu. Dacă îl mai ții puțin, se face galben. Portocaliu până se face galben, până se face negru și rămâne ceva negru și tare și rece în mâna ta. Așa este un creștin care este din biserică. Super. Ăsta este metafora lui. Deci ne răcim, ne întărim și devenim inutili, nu mai ardem. Uh -huh. Nu mai s-a terminat cu dragostea din tăi. Eficiența noastră, pentru că e iluzia asta, eu încă sunt, încă sunt fierbinte când, când sunt pe cale să ies din biserică când și zic ies, că așa voi rămâne. Mă cred fierbinte, dar nu mai sunt. E uimitor, da. Sau atunci știți, îți, merge vorba că, îți merge numele. că merge numele că trăiești. Dar tu... Da. <laughs> Interesant. Da, noi trebuie să și sunt lucruri pe care trebuie să le spunem altora și studenții și elevii să le știe, să le afle. Chiar dacă nu sunt în biserică și chiar dacă nu sunt în... chiar dacă momentan nu cred nici măcar în Dumnezeu. Nu cred că există un da, Dumnezeu. Eu sper că la întâlnirea de la sala sporturilor, uh -huh. și astă seară și mâine seară, să vină mulți tineri din afara bisericii. Sper că vor fi. Ar fi extraordinar. În, în Craiova se știe că există acest se eveniment? Știe, se știe, da. Bun. Se știe. Sunt curios să vă vedem. Noi așteptăm undeva la 1500-2000 de tineri. Bun. Așa sperăm. Felicitări. Și vreau să vă felicit, că ați fost pentru organizatori, ați și prezentat, ați moderat, să vă felicit pentru reușita evenimentului de până acum. Sper că nu ne așteaptă vreun incident. <laughs> eu eu, da. eu m-am bucurat mult de tot, Dumneavoastră ați reușit să ajungeți. mi se pare că asta, asta a fost un lucru extraordinar. Chiar discutam cu, cu Gelu și cei care urmăresc podcastul și cunosc că a fost la podcastul nostru, pentru că el a fost organizatorul principal, el împreună cu Beni, discutam că trebuie neapărat ca profesorul Borțun să fie la acest eveniment, mm. pentru că e, sunteți un apropiat al tinerilor. Sunteți un apropiat. Mulțumim mult pentru, pentru ideea asta. Credeți totuși că societatea l-a expulzat pe Dumnezeu? Și a, a găsit totuși niște soluții satisfăcătoare? Adică, bun, l-ai dat afară pe Dumnezeu, l-ai dat pe Iisus la o parte, dar trebuie să-l aduci ceva în schimb. Ce oferă societatea în schimbul lui Isus? Nu oferă nimic. Societatea fără Dumnezeu a rezolvat probleme creând alte probleme. Deci, rezolvarea unor probleme duce la probleme care înainte nu existau, dar sunt mai complicate și mai greu de rezolvat decât problemele care au fost rezolvate. Așa se întâmplă și cu problema foametei și cu problema păcii și războiului și cu problema mm -hmm. călzirii globale. De câte ori se iau o măsură, se iau măsură și toți se înscriu până la urmă în cei care au prăpădit pământul. Mm -hmm. Da, De la urmă sunt dușmanii creației lui Dumnezeu și sunt dușmanii lui Dumnezeu. Știu sau nu știu treaba asta, dar ei sunt folosiți împotriva uh, divinității naturii, care este minunată. Am fost de curând în județul Caraș Severin. M-am plimbat cu o barcă cu motor al unui prieten, a unui prieten uh, pe Cristura Dunării. Am fost la Cazane. Superb Am fost, da, domnul Răducan. Sunt niște peisaje de frumusețe, îți taie respirația. Da. E o monumentalitate a munților printre care trec uh, apele Dunării, uh, o culoare frumoasă, verdele ăla care se reflectă în apă, uh, apa devine verde, Dunărea e verde acolo pentru că reflectă, era o zi însorită, splendidă, Super. iar munții ăia păreau așa în catifea verde, așa închis, când mai deschis, când mai închis, părea de la distanță o catifea, un plus verde. Era de o frumusețe incredibilă. Avem, asta este, cum să vă spun, Dumnezeu ne vorbește și prin cuvântul scris, și prin cuvântul întrupat, și ne, vor, ne vorbește și prin creația lui: natura. Mm -hmm. Natura care merită și contemplată, și prelucrată artistic, receptată artistic, merită și cunoscută științific. Este creația lui Dumnezeu. Dar prin asta o glorifici și glorifici pe Creator, pe Dumnezeu. Nu înseamnă să o distrugi. Ori noi distrugem. Noi distrugem foarte mult. Nu știu, dumneavoastră ați văzut filmul ăla Avatar 1? Da. Da. Acolo este vorba de două paradigme de gândire. Uh -huh. O paradigmă în care spune Domne, natura este sacră, noi ne contopim cu ea și trăim împreună cu ea. Noi trebuie să ne dăm după ea, uh -huh. nu ea după noi. Da, da, da. Da? Și are loc acolo o osmoză între locuitorii planetei Pandora și planeta în sine, uh -huh. care îi înțelege, îi ascultă, îi ajută, Fugiu respiră cu. împreună. E exact, exact. E un metabolism acolo. Și vin ăștia de pe pământ că vor să foreze acolo, că sunt niște minereuri foarte prețioase, care s-ar vinde foarte bine pe pământ. Că erau alte valori. Păi vin cu alte valori, altă paradigmă. Natura da care stă pe altă Natura trebuie transformată în interesul omului. Ăsta uh -huh. este principiul antropocentrismului, uh -huh. Omul în centrul universului. Omul stăpân al universului. Eu, valorile mele da, și restul și să și se plieze. Restul, da, sunt instrumentele mele. Și atunci ei, toată aventura asta a transformării naturii de către om, este de fapt o încercare a omului de a subjuga natura în loc să se contopească cu ea și să pună în slujba ei. Iată de ce, că sunt niște curente de idei în zilele noastre care vorbesc despre această dragoste pentru natură, respect pentru natură și noi politici, da, cum ar fi uh -huh. economia circulară și alte doctrine, care pun în valoare altă atitudine față de natură. Să protejăm natura. Da. Dar te lupți cu găștile astea. Sunt niște structuri de. Da, în termen juridic, să numesc grupuri infracționale organizate. Organizat, da. e, tot capitalismul, la nivel mondial, e un astfel de grup. Chima, care și stă... se... da, da, asta este sistemul. Este axat pe principiul maximizării profitului. Nu interesează altceva. Toate celelalte activități sunt în slujba maximizării profitului. Și un meci de fotbal organizat mm -hmm. fără niciun cusur. Acolo este cineva care are un profit. Trebuie altfel, câștige. Altfel nu l-ar face. Că nu are sens. Corect. N-ar exista nici mari fotbaliști, n-ar exista cluburile respectiv, n-ar exista, exista stadionul respectiv, nu s-ar transmite la televizor. Deci la milioane și milioane de oameni, de la miliarde de telespectatori. Totul are ca miză profitul unora, mm. că nu e doar unul. E un lanț întreg de oameni care obțin profit de pe urma unui spectacol pentru care tu aloci o oră jumate. Cât te uiți la meci și crezi că e așa, făcut de dragul tău. Ce fain e că am și eu la ce să mă uit. Da, Nu, e produs unui sistem care macină bani și produce bani zi de zi și ceas de ceas, fără pauză. Și sistemul ăsta funcționează, cel puțin în mulți ultime ani, într-un relativism moral. Adică nu mai există un absolut, ci moralitatea cum zicea Richard Dawkins. Îl întreba un platou... Dumneavoastră, cum deosebiți binele de rău? Ei, cum deosebezi movul de roșu, așa deosebezi binele de rău. Eu spun că e bine, eu spun că la e rău. Interesant. Și atunci, relativismul ăsta moral înseamnă nu mai există valori absolute, ci există doar valori relative. Și ideea asta, dacă l-ai fi întâlnit pe Adolf Hitler când era mic și ai fi știut ce ar fi făcut, l-ai fi omorât, nu l-ai fi omorât, tot felul de idei de genul ăsta, ipoteze, de la care, paradigme de gândire, de la care pleacă niște curente. Și voiam să vă întreb, Într-o societate în care fiecare face cum simte, fac cum mă simt eu bine, fiecare își asumă ce identitate vrea. Dacă astăzi este, să zicem, pisică, e pisică, dacă mâine e câine, e câine, dacă poi mâine este nu știu ce, orice altceva, poate fi. Mai are loc, sau nu știu, mai găsim loc pentru un adevăr absolut, de asta poate unii îl văd primitiv. Nu, păi adevărul absolut oricum nu îl vedem, nu umblă pe stradă. Uh -huh. Adevărul absolut este pentru cei care cred în Dumnezeu, e Dumnezeu însuși. Uh, nu mai e loc pentru adevăr, dar din păcate în epoca post-adevăr nu mai e loc nici pentru un adevăr relativ. <laughs> pentru că până acum relativitatea adevărului se înțelegea, prin expresia asta, se înțelegea relativitatea în funcție de culturi. Uh -huh. De la o cultură la alta, Da. Ce spunea Cezar, ceea ce e adevărat dincolo de Pirinei, este fals dincoace de Pirinei. Deci erau două țări diferite, totuși. Altă gândire. Altă gândire, altă, altă, gândire, altă religie, altă, exact. alt sistem de valori morale. Uh -huh. Și atunci era bine acolo. Era un, uh, la ora actuală, relativitatea a ajuns atât de mărunțită încât e la nivel de individ. Fiecare individ, are au loc conflicte grave în sânul unei familii, între frați. Între părinți și copii, fiecare cu adevărul lui. Azi, nu mai e adevărul familiei, nu mai e adevărul comunității în care face parte familia. Nu mai este adevărul unei națiuni. Fiecare este cu adevărul lui. Și oamenii n-au înțeles schimbarea asta și tot visează la o armonie de-aia ca pe vremuri. Unitatea națională. Cum era... Să fim ca Daci, să fim ca... Ca Iorga, era învățătorul națiunii. Toată lumea asculta pe Iorga. Nu mai, mai merge. Te. Nu mai merge. Acum fiecare grup socioprofesional are un Iorga lui. Da. De la care învață și după care să ia. Și pământ vin oamenii ăștia care spun că au adevărul aici și că nu trebuie să mai citească nimic și că nu îl influențează... Uh, nimic pe el, că este el, este el. Ce vorbeam astăzi la identitate. Este cu el însuși. Este atornic cu el însuși, consecvent cu el însuși. Și nu vrea să schimbe. Adică e încremenit mm? în proiect. A încremenit <laughs> în proiect, cum ar spune Liceanu. El așa definea prostia. Deci, deci vedeți, nu, în lumea de azi, într-adevăr, relativismul a ajuns câte bordea atâtea obicei. Mai rău, câți da. indivizi, atâtea adevăruri. Și în cazul ăsta nu mai e loc de uh, consens. Mm -hmm. Și știți ce e mai grav? Consensul e grav că nu-l avem, că ne certăm toată ziua. Uh, nu mai suntem predictibili unii pentru alții. Nu știm la ce să ne așteptăm. În siguranță. Da. Ce face asta? Relațional. Bine, azi, azi o spune așa, dar mâine ce o să spună? Dacă schimbă, zice că i-a venit o idee din timpul nopții și că vede lucrurile și din, altfel. Și din păcate s-ar putea ca acesta să fie tu mai, de exemplu, premierul sau mm -hmm. din guverne, da. să că există. De <laughs> care depindem toți. <pun laughs> da, 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 adică mâine dă o lege și te-ai cu nu ordonanță. Și, deci, mamă, s-a schimbat toată viața mea. Da, meantul. exact. Dar știu că timpul dumneavoastră e limitat și de asta nu vreau să abuzez de el. Aș vrea ca la final să ne dați un îndemn cum poate un tânăr măcar să înceapă să-L găsească pe Dumnezeu, pentru că dumneavoastră l-ați găsit. Uh, să citească și citiți cărți care vă apropie de, de Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia trebuie citită măcar din datorie intelectuală, că este uh -huh. o carte fundamentală a omenirii. Ca intelectual trebuie să citești Biblia, dar dacă o citești doar ca pe o carte oarecare nu e suficient. Trebuie să o citești cu evlavie, să o iei în mână cu grijă, să te rogi înainte, te rogi la un Dumnezeu de care nu ești sigur că există, dar roagă-te la El să te ajute să o înțelegi. Și după ce ai să o înțelegi, o să-ți dai seama că Dumnezeu la chiar există, te iubește și îți vrea binele. Dar pentru a ajunge la Biblie și la înțelegerea ei să citească uh, niște cărți care duc spre uh, înțelegerea mai bună a Bibliei. În primul rând cărțile, cărțile lui Ellen White. Uh -huh. Da? Uh... Marea controversă, cum s-a tradus? Care tragedia, mai multe, veacurilor. tragedia veacurilor. Da, da, da. E în mai multe... Marea luptă. Da. Sunt mai multe titluri sub care a fost publicată, a fost carieră, Este cartea cea mai citită din lume, cea mai tradusă. Da, în da. În cele mai multe limbi. Deci, tragedia veacurilor trebuie citită. Da? Pe urmă... Toate cărțile despre Isus, care l-au pe Isus mm -hmm. în titlu, da? Calea către Hristos, Viața lui Isus. Calea către Hristos, Viața lui Isus. Deci. Și după aia, cărți care vin din Biserica noastră pentru tinerii adventiști, cum e Ron Cruzet cu... Cruze cu cea mai mare nevoie a adventismului. Mm -hmm. Domnul Răducan, e o carte apărută în urmă cu 10 ani. Eu abia anul ăsta am descoperit-o. E fantastic. E o carte de o luciditate îngrozitoare, care arată, de fapt, virtuțile gândirii adventiste. Capabilă să... Capabilă de autocritică. Mm -hmm. Capabilă să vadă din afară și să-și facă o critică serioasă și să mă uite ce, care e cea mai mare nevoie adventismului. Adică revenirea la acel creștinism primar, creștinismul apostolic. Dragostea că, din tâi la revenirea întoarcerea la dragostea din tăi. Da, da. Mulțumim mult de tot pentru îndemnuri. Eu cred că titlurile astea sunt de mare folos pentru cei care ne urmăresc. O să le las și în descrierea episodului ca să puteți să accesați. Le găsiți la editura Viață și Sănătate, toate aceste titluri. Și cu siguranță că asta e o călătorie. Adică nu e un rețetar, cum ați zis dumneavoastră. Ai început cu Biblia, ai început cu aceste cărți, apoi se adaugă altele. Când ai o pasiune și ai o căutare, Dumnezeu îți deschide căi, îți deschide te inspiră exact, exact. și te face să ajungi într-o anumită direcție. Cum e și în domeniul profesional. Dacă tu studiezi, la un moment dat se vor deschide ușile. Arborele, modelul arborescent. Exact. Vă mulțumesc mult că ați acceptat. Cu multă plăcere. Și, și abia aștept să mă întâlnesc. Mai vine vreun congres. Vine, vine. Să aveți parte de toate și în mod special de sănătate. Mulțumesc frumos. Cu mult drag.